e vorba că deranjează dânsul, poate să spună ce crede dânsul și ce dorește dânsul. Respect foarte mult pe domnul Becali pentru tot ceea ce face în fotbalul românesc. Dânsul poate să spună ce vrea, eu le știu pe ale mele, dânsul le știe pe ale dânsului. Nu e nicio problemă, pentru că am și declarat că eu aș vrea să iau ca pe o glumă. Adică nu, n-a jignit, nu, nu, eu îl respect prea mult pe domnul Becali și nu vreau să intru în vreo polemică cu dânsul, de exemplu. Ok, dar spune că într-un fel sau altul dânsul v-a creat pe dumneavoastră ca antrenor, sau asta se înțelege. Că dacă nu era dânsul, dumneavoastră nu erați pe niciunde. E corectă? Nu este corectă, pentru că eu antrenez din 2011 și lucrurile bune eu vin după o promovare de la voluntari la Liga 1, deci eu nu sunt creația dânsului. Dânsul nu poate să spună acest lucru, că eu n-am lucrat niciodată la FCSB, la Steaua sau așa mai departe. Eu am avut drumul meu în viață. Într-adevăr, am avut o colaborare în perioada în care am venit la Clinceni, după 6 luni. Eu deja eram la Clinceni, aveam 6 luni la Clinceni când am început să creez acea echipă și după aceea, bineînțeles că a fost o colaborare între noi și dânsul și FCSB, în care am primit foarte mulți juniori buni, care acum se regăsesc și pe la Liga 1. Și pot să spun că și eu mi-am adus aportul foarte mult la jucătorii crescuți la Clinceni, bineînțeles, datorită dânsului, datorită condițiilor oferite și eu mi-am făcut treaba de antrenor și nimic mai mult. Adică eu cred că pe jucători ca Horșia, Robert Ion, Cristi Dumitru și au mai fost și alții, mi-am pus și eu amprenta. Nu mai spun de Adi Șut, care acum se regăsește în lotul FCSB-ului, care este adus și crescut de noi la Clinceni. Buziu, care a fost la noi și acum se regăsește în lotul dânsului, deci cred că eu mi-am făcut treaba mea de antrenor și nimic mai mult. Și chiar cum a ajuns Șut la FCSB? Pentru că e o discuție aici. Era în contul unei sume de bani sau cum s-a ajuns? Pentru că el nu făcea parte până la urmă din grupul trimis de FCSB la dumneavoastră. Nu știu despre bani. Am mai fost întrebat și nu știu, pentru că pe mine nu mă interesează ce se întâmplă între conducerile unor clubului meu sau alte cluburi. Nu este treaba mea și tot ce ține de bani și de discuțiile care sunt legate de bani, eu nu știu. Știu doar că Șut a fost dorit la FCSB, mai departe cum a ajuns Șut, în ce condiții financiare, nu știu. Într-adevăr, probabil că, nu știu, aici puteți să vorbiți cu cei din conducere de la mine, pentru că eu nu mă încarc cu astfel de lucruri. Eu am rugat și conducerea ca pe mine să mă lase să-mi văd strict doar de echipă și treaba conducerii mele este să-mi pună la dispoziție tot ce am nevoie, să am liniște din punct de vedere financiar atât cât se poate și cum se poate și mai departe eu nu vreau să mă încarc cu alte lucruri, pentru că nu țin de mine și nu le pot eu gestiona asemenea lucruri și bineînțeles că nu voi avea eu vreodată vreo rezolvare în ceea ce privesc lucrurile astea. Asta e treabă de conducere, se rezolvă problemele lor în birouri și nu este treaba mea. Vreodată ați auzit sau ați asistat la vreo discuție între Gigi Becali și primarul Clincenului, Clincenului ar fi promis că veți fi slugi credincioase sau slugi cum niciodată, e? Niciodată și domnul Becali poate să confirme, niciodată eu n-am luat parte la vreo discuție împreună cu conducerea mea. În conducere poate fi, nu știu, domnul primar sau cei care erau în conducere acum, atunci, pentru că la noi s-a schimbat conducerea de ceva timp, dar nu, n-am luat. Dânsul poate să vă confirm dacă am fost vreodată eu acolo, eu n-am fost niciodată la nicio discuție, tocmai de aceea v-am spus că astea sunt lucruri la care eu nu vreau să particip, pentru că nu este treaba mea. Treaba mea este în iarbă să antreneze echipa, să-mi văd de rezultate, pentru că răspund de rezultate și nimic mai mult. De restul nu știu și nu că nu mă interesează, că mă interesează tot ce este mai bine pentru și ce mai este mai bun pentru clubul meu, dar nu iau parte la aceste discuții. Spune la un moment dat domnul Becali că ar fi putut să vă ia deoparte și să vă zică una alta, știți la ce se referea? Dânsul o spune la supărare, știți că este caracteristic dânsului, dar nu. Cu mine nu poate să mă ia deoparte să-mi spună ce vrea dânsul, dar la ce vă referiți dumneavoastră niciodată. Adică, de când sunteți putem noi? Să,
putem să vorbim, pot să vorbesc cu domnul Becali, cu oricine din fotbalul românesc, să stăm la o cafea, nu este nicio problemă că suntem până la urmă oameni. Fotbalul este un sport până la urmă, dar în afara terenului ne putem întâlni, discuta și așa mai departe, dar la ceea ce se referă dânsul niciodată în viața asta, nici cu domnul Becali, nici cu cei de la CFR, nici cu nimeni nu o să particip la astfel de discuții și nici nu se va întâmpla așa ceva. Atât cât antrenez și la ce nivel voi antrena, eu voi rămâne cel care mă cunoașteți. Da? Eu vreau să-mi fac o carieră, vreau să performez, sunt la început de drum, da? Nu le știu eu pe toate și vreau să învăț, vreau să ajung sus. Este ambiția mea, este dorința mea, indiferent unde antrenez, eu am drumul meu și nu fac partipriuri sau înțelegeri cu cineva. Dânsul a acuzat o legătură între Rusescu și Kipciu. Naș fiind, mă rog, relația fiind Kipciu, înțeleg că este nașul lui Rusescu și că ăsta ar fi motivul pentru care echipa noastră n-a putut să joace mai bine împotriva CFR-ului. Există? N-are nicio legătură. Haideți să vă spun eu ceva înainte de meciul cu CFR-ul, ceva ce dumneavoastră nu știți. L-am întrebat pe Raul, băi, Raul, știți cum suntem noi antrenorii, trebuie să încercăm să aflăm și noi primul 11 ca să știm că în funcție de anumiți jucători ce sistem, ce intuim cam ce partitură joacă din analizele pe care le facem pe 2-3 meciuri în urmă. Și l-am întrebat pe Raul, băi, ai vorbit că eu așa fac la fiecare meci, nu la meciul cu CFR-ul, la fiecare meci. Așa cum la meciul cu FCSB-ul, am întrebat jucători de-ai mei care, vă dați seama, băi, ați vorbit și voi cu cei de pe acolo cu care sunteți prieteni, joacă X, joacă Y, ca să știm în funcție de asta, eu aflu cam ce sistem joacă și îmi dau seama, sau, na, din ce văd, din ce știu, din ce analizez, într-o oarecare măsură, cam și bănuiesc ce vor să joace și cum vor să ne abordeze. Și mă întorc și spun, l-am întrebat pe Raul, ai vorbit și tu cu Alex, joacă? Că dacă Alex joacă, e vorba să vedem cine joacă Inter sau cine joacă atacant lateral. E posibil dacă joacă Alex să nu mai joace Costache și așa mai departe. Și mi-a spus, mister, nu vorbesc cu el de câteva zile, n-am vorbit cu el, nici nu vorbesc și nici nu vreau să vorbesc, pentru că am făcut de fiecare dată când eu am jucat împotriva lui, este o înțelegere a noastră, nu ne sunăm, nu, și vă mai spun ceva. Și dacă l-aș suna, ducem discuția de familii, de copii, de alte lucruri, iar el oricum nu spune nici măcar nu-mi dă înțeles dacă joacă sau nu. Mai am două întrebări pentru dumneavoastră. Prima vizează relația asta cu FCSB. Vreodată de când sunteți la Clinceni, într-un fel sau altul, de când ați adus Clinceni în prima ligă, vi s-a sugerat că ar trebui, nu știu, într-un fel să jucați altfel cu FCSB-ul sau mai mult decât atât, ați simțit vreodată vreo presiune că ar trebui să cedați punctele FCSB-ului? Nu, niciodată. Ok. Niciodată. Ok, și a doua mea întrebare vizează... Eu am o înțelegere cu conducerea mea. Da. De când am venit la Clinceni, le-am spus că singurul lucru pe care îl cer, eu răspund de rezultate, când nu sunteți mulțumiți, veniți și îmi spuneți, ne strângem mâna și am plecat. Dar până momentul acela, eu vreau să-mi fac meseria așa cum cred eu, cum știu eu. Astea sunt principiile mele, eu am un alt mod de a gândi, am ambiții foarte mari și eu nu accept ca cineva, ca cei din conducere de la mine să vină să se bage sau să-mi insufle anumite lucruri. Și am avut o înțelegere cu dânși. Le-am spus, doar în momentul în care nu mai sunteți mulțumiți de mine, nu e nicio problemă, ne strângem mâna, am plecat, la revedere, nu mai deranjez. Dar până atunci eu decid tot și am și declarat mai devreme că, credeți-mă pe cuvânt ce vă spun, ai mei din conducere, nu știu, primul 11 îl află exact când echipele ies pe teren sau cu o oră înainte când ați văzut se anunțe echipele cu 90 de minute, nu? Sau... Am înțeles. De fapt, mai am încă una, sunt două întrebări. A doua întrebare ar fi vizat faptul că, știm, la un moment dat ați fost dorit de FCSB. Într-un fel sau altul, discuțiile care apar acum și cuvintele lui Gigi Becali vă fac să vă gândiți să aveți semne de întrebare în cazul în care primiți o ofertă din partea FCSB-ului? Deocamdată nu vreau să mă gândesc la aceste lucruri. Deocamdată eu sunt conectat la ce am de făcut. Aștept să se termine campionatul. Vreau să câștigăm în continuare meciuri. Vreau să câștigăm puncte. Vreau să arătăm la fel de bine și cred că sunteți de acord cu mine că venim după 3 meciuri bune, chiar dacă
nu rezultatul cu CFR. De când am ieșit din carantină, echipa joacă cu totul altceva, se exprimă altfel și cred că este plăcut și pentru dumneavoastră. Da. Și cam atât îmi doresc la acest moment. Ce va fi peste 2-3 săptămâni, o lună, vom vedea. Dar abia atunci vreau să mă gândesc. Eu sunt genul care nu vreau să mă gândesc la alte lucruri, nu vreau să mă gândesc momentan la viitorul meu, pentru că sunt la Clinceni, am contract cu Clinceniu și trebuie să-l... Până când aveți contract cu Clinceniul? La sfârșitul campionatului, până în luna iunie. A, deci terminați acum contractul, nu aveți mai mult? Nu, termin contract. A, deci sunteți unul dintre antrenorii care ar putea fi pe piață, să spunem, cu ghilimele de rigoare. Interesant. Și o ultimă întrebare îl vizează pe Octavian Vâlceanu, pentru că s-a speculat că unul dintre motivele pentru care nu ar juca este că ar exista o înțelegere între el și FCSB. Știți de așa ceva? Și dacă ar exista, nu m-ar deranja. Nu ar fi nicio problemă. Nu este vorba doar de FCSB. Cred că ați văzut că este vorba și de Graz Metan Mediaș și probabil că mai sunt și alte echipe pe care și-l doresc. Octavian Vâlceanu și-a făcut treaba foarte bine la Clinceni. A crescut foarte mult. Octavian Vâlceanu a venit, eu l-am adus pe Octavian Vâlceanu la Clinceni, cum l-am adus și pe Dobrescu. Sunt la final de contract. Băiatul, am avut o discuție cu el. El are și un impresar care se ocupă de el. Vrea să meargă la Baiela mai bine, este adevărat, dar credeți-mă că noi i-am făcut lui Octav o ofertă acum câteva luni, deci când vă spun acum câteva luni înseamnă campionat regulat, da? El până în momentul de astăzi nu ne-a dat niciun răspuns, pentru că nu ține doar de el și gândiți-vă că el de atunci și până acum a jucat toate meciurile, deci nu este nicio răzbunare. Nu este nicio răzbunare, nu este nicio problemă dacă merge la FCSB, nu este nicio problemă dacă merge la Gaz Metan sau rămâne la Clinceni. Octavian Vâlceanu nu apără pentru că tot campionatul ne-a ajutat foarte mult și a adus aportul la această calificare în play-off, dar i-am spus că eu, în momentul de față, trebuie să văd și alți jucători, cum văd și cum procedez și la jucătorii de câmp, așa procedez și la nivelul portarilor, unde eu mai am încă doi portari, îl vedeți pe ureche, care cred că v-a plăcut până în acest moment, Iureche, care a apărat într-un an de zile un singur meci în cupă la Faru și este normal să-i dau șansă și lui Iureche ca să văd ce facem cu el în contextul în care vă dați seama că ne luăm și noi măsuri în cazul în care Octav până la urmă vrea să plece, trebuie să știu ce fac cu Iureche, trebuie să știu ce fac cu Sebi, cu celălalt portar care este junior, că nu știm în momentul de față federația ce hotărâre a luat în privința celor doi juniori. Și o să vedeți că la meciurile următoare o să apară și juniorul în poartă. Deci îi rotesc. I-am spus lui Octav, Octav, ți-ai făcut datoria, îți mulțumesc, dacă va mai fi nevoie în acest moment de aportul tău, te voi băga din nou în poartă până să termină campionul. Dacă nu, trebuie să înțelegi situația că tu pleci și este normal ca să-i văd și eu pe ceilalți să știu ce fac, dacă mă bazez pe ei sau nu. Asta a fost doar discuția cu el. Băiatul a înțeles, a fost foarte liniștit, este foarte liniștit, se antrenează în continuare foarte bine și posibil dacă în cele trei meciuri rămase, dacă am nevoie de el, el va răspunde pozitiv.